Te-ai întrebat vreodată cum ar arăta lumea dacă aceasta ar fi în Minecraft? Ei bine, asta o să vezi în episodul ăsta. Nu uita să dai un like și un subscribe. Ok, și ăsta este spawn-ul de la Earth. Acolo văd că e un meniu principal. Ia să vedem, mă, ce e aici. Iteme custom, nivele, joburi. Pot să-mi iau și un job? Așa de început? Constructor, fermier, pescar, vânător, notător, pădurar. Gata, mă, hai că sunt pădurar. Ok, mi-am ales și eu jobul. Aici ce sunt? Iteme custom, nu... Sau hai mă să văd ce e aici. Sunt tot feluri de seturi de, iteme. Da, dar nu pot să fac așa ceva. Ok, rewards. Bă, ce sunt timpul frate ăsta? Sunt tot felul de chestii aici. Da, dacă vă întrebați de ce am astea, e din cauza că am dat slash kid legend. Pentru că probabil dețin legend. Meniu cu misiuni. Pal, bă, hai, gata cu vorba și hai să trecem în portalul ăsta. Ok, avem aici lume custom, care e survival normal și lumea Earth. Să dau și eu pe lumea Earth. Bă, câte chestii sunt aici. Foarte multe continente. Bă, normal m-aș fi dus în Europa, că acolo am eu casa. Dar o să mă duc în Africa, deoarece sunt foarte multe resurse acolo. Și vreau să fac rost de cât mai multe resurse. Eu unde m-a dat? M-a teleportat undeva departe. Okay, păi, dacă am ajuns aici pentru resurse, hai să mă duc așa jos că nu o să găsesc altceva mai interesant de făcut. Ia, asta e o peșteră. Ok, chiar sunt multe resurse. Uitați-vă cât căul e. Să iau și eu aeronul ăsta. Deci am un pickaxe bazat, boys. Atât vă pot zice. Bă, mai bine luam jobul de miner. Bă, eu o să iau tot căul ăsta deoarece am nevoie de el. Mă ajută. Și chiar e foarte bun, nu vreau să las la cineva. Bă, serverul se mișcă foarte bine pentru 120 de persoane on pe Earth. IP-ul este mc.cratoni.ro. Vedeți și în dreapta, îl vedeți și în descriere. În descriere. Îl vedeți oriunde. Uite și gold. Bă, da, cât căul e. O bune, de nu e foarte mult căul. Și cât sap eu căul ăsta, nu uitați și voi să dați pe butonul ăla de like. Și un subscribe ar ajuta foarte mult, doar dacă vreți. Acum nu este obligatoriu. Am pickaxe-ul ăsta chiar bazat, frate, pentru început. Dar și voi o să aveți kit normal de început. Care, bă, să fiu sincer, nu erau. Nu erau de început. Hai să fac niște torțe. Așa mai multe. Bă, nu e nimic aici. Hai că o să mă duc așa în jos. Uite, fier. Aud apă aici în direcția asta. Iarăși foarte cool. Bă, dar e prea mult. Nu mai stau să le iau pe tot. Dacă vă întrebați de ce e mereu lumină din cauza că țin o torță mână și uitați cum se face. Op. Foarte mișto chestia asta. Trebuie să aveți Optifine. Sunt ciudat. Pus o de slime. L-am găsit, bă. Ai, cam sabie puternică, rău de tot. Că ați văd aici. Iarăși gold. Bă, trebuie să recunosc, dacă vreți resurse, Africa cred că e cel mai bun continent. Nici nu e foarte luat, e foarte minat, să spun așa, cum e Europa. Europa chiar e distrusă. Sau mai puteți să vă duceți în ocean, dar e mai complicat acolo. Îmi place că duce foarte jos aici. De că am nevoie de niște diamante. O să vă plimb și prin Europa, în special prin România o să vă plimb. Oh, diamante și emeralde chiar. Hai să le iau, boss. 11 diamante, bun, bun. Bineînțeles că am fortune, cât? Fortune 3. Alte diamante. Un schelet aici, mamă, câte diamante. Dacă văd aici. Hai să iau și eu diamantele. Câte am? Am 22 de diamante. Bă, dacă voi chiar dați like și chiar se... Vă sângeți aici o mână de oameni, fac și o giveaway cu diamantele astea. Ce ziceți? Ar fi bune pentru început. Adică aș da un stack de diamante dacă aș și găsi toate diamantele care îmi lipsesc acum pe un stack. Am 3 torțe. Mă bat eu pe engine ăștia. Bă, nu știu nether-ul cum e. Ar fi chiar mișto să pot să văd cum e nether-ul. Și chiar o să încerc să fac asta. Trebuie doar să-mi prăjești niște fier. Ca să iau apă. De undeva ar trebui să găsesc apă, ca să pun peste lavă și să te fac obsidian. O să-mi pun resursele astea într-un ender chest. Dacă tastați slash ender chest, e pus și pun ender chest. Incredibil. Hai să-mi fac repede găleata, am eu crafting-ul. Trebuie să caut niște apă, că apa aia chiar am nevoie de ea. Nu știu unde să găsesc apă, în schimb. Pentru că te cusem eu pe sus, pe uite diamant. Mă chinui oare să ajung eu la diamantul ăla? Hai mă, să-i dau o încercare. Nu e greu. Ok, asta n-a fost de bine. Bă, uite, iarăși niște diamante. Bă, dar eu caut apă. Care e chestia că... A, am găsit. A, uite, bă, cu tot obsidian aici. Păi bine, bă, uite și diamante la pachet. Crezi că-s multe rău. Bă, am 36 de diamante. Bă, dar de unde tot curge apă? Parcă e prea mult acum. Asta, hai să iau și o prima bucată de obsidian. O, se sparge chiar repede cu pickaxe-ul ăsta. Progres misiune. Probabil mi se face o misiune de la Battle Pass. Bă, s-a ars aia. Doamne, pierd aiurea obsidian. Bă, o să iau 14 bucăți. Nu o să fac. De fapt, hai mă să le iau pe toate. Că fac și pentru Battle Pass. Bine, nu trebuie neapărat să le iau, trebuie să le sparg. Deci nu e obligatoriu, dar eu o să fac. Ia să vedem ce reward la Battle Pass. Mâncare, vot, crate, Easter, crate, e ok. Mending aici. Bă, vezi că sunt bune. Astea sunt la premium. Aș putea să mi-l iau pe ăsta premium, dar nu, nu. De 100 de RC-uri. Bă, teoretic e bun, dar trebuie să-l și termin. Trebuie terminat Battle Pass-ul, dacă vrei să scoți banii de pe el. A, uite diamante mai aici lângă. Deci Africa chiar e bogată în resurse, plin de diamante.
Am 49, e ok, că e chiar foarte bine. Băi, ca să ies de aici, chiar o să fac portalul ăla, dar nu am flint. O să dau slash shop și poate găsesc aici pe shop diverse iteme, nu. Blocuri, nu, bă, nu cred că am de unde. Dau blocuri, blocuri simple, gravel și au 2 gravel. Ce sap eu așa, unde? Pata, bam, bam, opa. Dacă are siltaș de aia. Ok, trebuie să fac chestia asta. Eu o să doreze asta. Hai că mi-a dat repede bucata de flint. Bam. Și o să dau slash home. Boys, aici am eu protecția. Teoretic asta ar fi casa mea. Iar aici fie portalul. Bam. Și hai să vedem cum e nether-ul în art. Chiar sunt curios la asta. Asta chiar e foarte ciudat. Uite alt portal acolo. Bă, n-arată prea bine situația de aici. Na, ce pot să zic? Uite un porc de ăsta. Easy. Chiar mai mulți. Și piglin. Și de toate văd că e aici. Hai că i-am rezolvat eu pe ăștia. Bă, sunt foarte multe portale, că au intrat foarte mulți player aici. Ok, am câștigat un survival token, că am scris cuvântul ulei. Deci mai sunt și joculețe din ăsta pe chat, bă, nu-mi place soluționul ăsta. Probabil o să revenim când o să găsim un fortress, dacă o să găsesc așa ceva. Bă, am găsit un fortress, dar uitați-vă cum e. Foarte nasol, e foarte nasolă poziția lui. Ați deschid iarăși, dar ce să-mi pun chestiile aici. Hai să intrăm un fortress. Ok, am găsit. Ia, un chest. Nice. Bă, deci fortressul ăsta chiar nu e lutat. O să lutez eu, da, bă, dacă aveam o protecție, și puneam protecția. Dar nu dețin așa ceva. Asta o să-l iau și Soul Sand-ul. Și-a scopaș de aia care nu prea-mi plac din nether. Bă, că văd aici. Parcă era aici mie chiar. Cum aici, gata. Ei, alcez niște fier. Alt porc ăsta. Dacă văd aici, ok. Bă, vreau să găsesc niște Wither Skeleton să fac rost de niște capete. Poate vreți să batem Wither-ul pe Earth. Dacă există Wither. Uite, Blaze. Bă, am putea ajunge în end. Dar fuge ăsta. Mă enervează că fuge băiatul ăsta. Aaaa, e jos. Ok. Dacă am făcut rost de acest minunat blaze rod. În continuare aș căuta Wither Skeletoni, dar ar fi greu să găsesc. Aici cred că era un spawner, cred că l-a spart cineva. Pigmen nu o să dau, nici în porc ăsta nu prea am chef să dau. Nu o să dau nimeni, să merg pe aici. Dar de fapt hai că o să dau un home. Că vreau să vă prezint efectiv România. Deci cum arată România acum? Uitați pe aici și uite, are băiatul ăsta acasă. A pus așa multe protecții, chiar nu știu ce face la aici. O fermă de cactus să facă bani. Aici la fel, o căsuță drăguță, chiar nice. Aici alt player, deci efectiv dat de player oriunde. Că suntem 125 online. Ok. Să ce bă, Carpații, ce să știa? Sau aici e altă țară? Ei, nu știu. O fi granița. Hai să vară mai bine pe harta. O să intrăm direct pe harta. Ok, deci asta este harta. Pe undeva pe aici ar trebui eu să fiu. Uitați-mă pe mine. Deci România, care e chiar partea asta așa, să zic. Aici e Moldova, bam. Deci cam asta e România. E efectiv luată foarte mult. Uite aici și e un loc liber și pe aici. Adică locuri încă sunt. Ce e asta? Chiar arată mișto. Eu mă văd aici că am construit ceva. Da, mă văd. Vă puteți construi cum vreți. Aici e Italia, frumos. Efectiv e harta lumii. Africa, pe aici am minat eu pe undeva. Cred că prin zona asta mai mult. Era Sand, America de Sud, de Nord. Efectiv, efectiv, sunt foarte multe chestii. Aici e... ar trebui să fie India și nu știu ce e insula asta, chiar nu mai țin minte. Probabil aparține tot de India. Foarte mișto. Australia. Da, și vă așteptăm și pe voi că... este o idee foarte mișto chestia asta, că puteți vedea playerii în mod direct cum se plimbă pe aici, dacă sunteți voi atenți. Uitați cum se plimbă aici, de exemplu în zona asta. Da, și vă așteptăm pe mc.ratoni.ro.